Sărbările naționale de la Țebea vor debuta duminică 8 septembrie la ora 10 și 30 de minute în Panteonul Moților, unde se va desfășura o ceremonie religioasă, depuneri de coroane, o prezentare istorică despre Avram Iancu, dar și discursuri oficiale și, bineînțeles, parada gărzii de onoare. Sunt așteptate la eveniment personalități marcante, precum premierul și președintele PSD Marcel Ciolacu, președintele PNL Nicolae Ciucă, liderul AUR, George Simion, Diana Șoșoacă și mulți alți lideri politici. Manifestările vor continua la ora 14 și 30 de minute cu un spectacol folcloric pe scena în aer liber din apropierea Panteonului Moților. Printre artiștii invitați se numără interpreți renumiți de muzică populară din diverse regiuni ale țării. Amintim aici pe celebrii Nicolae Furdui Iancu, Sava Negrean Brudașcu, Veta Biriș, dar și pe tinerii interpreți precum Vlad Lință, Claudia Colnicianu sau Delia Gandore, acompaniamentul fiind asigurat de ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean. Anul 2024 a fost declarat anul Avram Iancu pentru că se marchează 200 de ani de la nașterea eroului național, ce a jucat un rol important în Revoluție de la 1848.